După ce a câștigat procesul în care are voie să pronunțe în continuare numele Laurențiu Reghe ca în fund presă, Ana Maria Prodan continuă seria de atacuri și glume la adresa lui, dar și a amantei Corina Caciuc. Săracul limbă de aur plânge cu lacrimi de crocodil că apar info și filme cu amanta Gura de Aur. De pomină s-a făcut Limbuța de Aur, care se îndreaptă către o altă carieră, căci poveștile de dragoste se trăiesc în liniște, cu muzică pe fundal, exact cele petrecute cu Camara. Vă rog, furnizați info lui Limbuță de Aur, căci e supărat. Și nu înțelege cum de Gura a lui de Aur este mult mai cunoscută decât orice altă fată de oraș și mai ales mai cunoscută decât el, care cică nu este oricine. Este supărat Limbă de Aur și pentru faptul că este strigat prin oraș Limbă de Aur, pentru că e iscusit la vorbă. Oare este adevărat că la Craiova este văzut numai prin cârcium? Ne pare foarte rău de cum a ajuns. Super mediocru. O umbră a antrenorului pe care noi, familia, l-am ajutat să fie la un moment dat numărul 1. Probabil datorită acestei vieți, acestor ședințe foto, acestor paparații și acestor articole nu mai are timp să antreneze. Viața stresată, eu știu. Ce să mai zicem? Rotaru face mătănii să prindă play-off-ul. Reghe se roagă să mai facă un paparații cu Amanta. Amanta, Gură de Aur, vrea încă un pictorial, le dau un sfat. Să-l aducă și pe Moș Crăciun între ei, la poză, căci Gura de Aur o să fie încântată. Fiecare cu ce-l doare, nu? Doamne ajută-l să își folosească căpulțul, să realizeze că este pe fundul prăpastiei, ca tată, ca bărbat, ca antrenor, ca orice. Amenințările în scris și vocal pe care le face îl duc spre o altă zonă decât Reghe încă nu a simțit, dar către care se îndreaptă cu pași foarte iuți. Meseria se pare că a uitat-o și nu îl interesează. Echipele pe unde a trecut în ultima perioadă l-au dat afară fără drept de apel. Se pare că încă nu a înțeles că pe panta periculoasă a intrat și derapează din ce în ce mai rău. Ne rugăm pentru el și îl sfătuiesc să nu mai sune sau amenințe bărbații prin oraș, căci lumea știe povestea de dragoste dintre Gurile de Aur și Limba de Aur de foarte mulți ani. Aceste povești ale lui Limba de Aur se reflectă azi pe plan profesional. Tommy Newbert și Tony Petrea au știut de ce au plecat instant, ca să facă performanță în fotbal, nu în altceva. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!